soldați își pun din ce în ce mai mult problema readucerii lui Carol înapoi pe tron. El fiind, cum cred tot mai mulți, singurul care ar putea asigura stabilitatea și unitatea țării. Încercările de întoarcere a lui Carol în țară datează din 1927, după moartea lui Ferdinand și a lui Ion Ice Brătianu. Cât era în viață regele Ferdinand și Ion Ice Brătianu, Carol nu avea nicio șansă. Sigur că aranjamentul din punct de vedere legal și constituțional era cel mai potrivit, să instituim o regență în cazul când. Nimeni însă n-a prevăzut că atât de curând, după ce această lege care a fost votată în 1926 a intrat în vigoare, nimeni n-a putut prevedea faptul că și primul ministru și regele Ferdinand vor dispărea în același an. Știți, sunt evenimente din acestea ale istoriei care arată că de multe ori totul depinde de o întâmplare, de o coincidență care poate să răstoarne ordinea lucrurilor. Condiția omenească, știți, mașinăria asta omenească, poți să ai orice rang. În momentul în care izbește boala, izbește. Așa cum era și cunoscut, era o fire foarte autoritară. Ținea partidul în mână, cum spuneam noi mai târziu cu partidul. Îl ținea în mână, îl cunoștea pe fiecare și dădea fiecăruia ceea ce îi se cuvenea în ierarhia asta de partid și administrativă a statului. E bine, în noiembrie face o infecție, penicilină și alte antibiotice nu existau și moare subit în noiembrie 1927, încât în 27, în ultima lună a anului sau în penultima, România dintr-o dată nu mai are pe regele Ferdinand, intrase între timp regența în acțiune și nu mai are nici pe primul ministru, singurul care avea o autoritate incontestabilă pe întregul spectru politic al țării. Nimeni nu putea exclude scenariul unei întoarceri pe tron a lui Carol. Formula regenței nu era sigură, iar Carol însuși își manifestase de mai multe ori dorința de a reveni, de a fi anulat actul din 4 ianuarie 1926. Patriarhul era o figură simbolică, autoritate morală, să spunem biserica. Primul președinte al Curții de Casație, un om cu firește, cu profesional, un om cu autoritate profesională, dar pe planul politic și al opiniei publice, conta foarte puțin. Iar principele Nicolae era o fire foarte nestatornică, adică vindicativă. Și atunci firește că această regență era supusă tuturor împunsăturilor și tuturor bălăbănelilor vieții noastre politice, fără să avem pe cineva deasupra care să arbitreze puțin. Dacă ar fi fost Ionel Brătianu, Ion Ice Brătianu sau Ionel Brătianu, cum îi se spunea, fără îndoială că avea destulă credibilitate politică ca să impună o anumită perspectivă, nu. Perioada de regență am trăit-o ca un copil deja de intrat la liceu, 11 ani. Pe urmă am plecat în străinătate, dar urmăream lucrurile și când mă întorceam în vacanță aveam prin familia mea fel de fel de povestiri despre ce se întâmplă în guvern. Și era destul de întristător, a mai fost încă un nenoroc al nostru, a fost moartea primului regent. Știți că regența erau trei, un singur civil care era președintele Curții de Casație, a fost Buzdugan. El era bun, dar a murit în timpul, după vreo 2 ani de zile, și atunci la insistența lui Maniu, nu știu cum de era prieten sau avea încredere în Sărățeanu, iarăși un alt magistrat, dar care nu era un om inteligent, care a fost extrem de slab. În această regență, principele Nicolae nu era un om foarte serios, nu era de încredere, patriarhul Miron Cristea, n-au fost în stare, adică opinia publică a crezut că dificultățile pe care le întâmpina țara noastră ar fi venit din lipsa de autoritate a acestei regențe, ceea ce nu era adevărat. Că guvernele ar fi putut foarte bine continua cu o regență slabă,
Mă rog, în zbuciumul care începuse în lumea întreagă, să nu uităm că în 1929 începe marea criză economică din America, care se răspândește ca un foc de miriște în omenirea întreagă, dovadă că de pe vremea aceea America era cea mai mare putere economică din lume și că tot ce se întâmpla acolo avea repercusiuni de o gravitate excepțională în lume. Deci eu cred că s-a aruncat vina pe regență în mod nelegitim și s-a creat încetul cu încetul un curent pro-carlist. Adică hai să-l chemăm în derăt pe prințul Carlos, că totuși un om inteligent și să înlocuim regența prin el. A fost, după părerea mea, o hotărâre greșită a lumii politice și o slăbiciune a lui Maniu, fiindcă Maniu n-a fost de acord cu întoarcerea lui Carol, dar nici n-a avut energia să-l pună în derăt în avion și să-l trimite în derăt când a venit. Carol va pretinde că a fost alungat de pe tron, nu că ar fi renunțat la tron, că ar fi fost victima unei cabale organizate de mama sa, Regina Maria, Ionel Brătianu și Barbu Știrbei. Vezi de această bună înțelegere a regelui Ferdinand cu Ionel Brătianu, unii istorici pot veni cu argumentul că influența lui Brătianu câteodată a fost prea puternică. Și de pildă împreună cu cumnatul său Barbu Știrbei, care avea mare influență asupra reginei Maria, au influențat pe regele Ferdinand ca să-l dezmăștinească pe prințul Carol. Dar culmea este că Brătianu avea dreptate. Carol era un om nesigur. Era faptul că fugise în plin război ca să se căsătorească morganatic în țară străină, peste rândurile armatei. Noi. Era un lucru de o gravitate atât de mare încât punea la îndoială capacitatea lui de a fi succesorul normal al tatălui său, Ferdinand I. Așa că Ferdinand I a fost convins să-l dezmortizească pe Carol, care la rândul lui, pe urmă, s-a hotărât el însuși să-și recunoască, să renunțe la tron și să-și ducă viața cu această amanta a lui, să vorbim deschis, Elena Lupescu. După moartea regelui Ferdinand și al lui Ionel Brătianu, s-a născut fără discuție în mintea lui Carol al II-lea perspectiva, ideea, hai dumne să revin la tron, că acum el știa, Carol al II-lea, că atâta vreme cât Ionel Brătianu trăiește, se izbește de o linie Maginot. O linie Maginot la figurat, adică de un zid pur și simplu. Nu aveai posibilitatea să ajungi la un compromis cu Ionel Brătianu odată ce legea de succesiune și a regenției fusese votată. Mari de personalități nu poți să le frângi și nici nu poți să treci peste ele. În momentul în care a dispărut Ionel, Brătianu atunci dintr-o dată era normal ca principele Carol să se gândească la revenire. Aici ar merita un scriitor cu condei și care are și puțină imaginație să reconstituie culisele acestei reveniri. Pentru că a fost ca un fel de roman din ăsta, polițist puțin. Cine îl susținea pe fugar? Simpatiile sale erau mai ales din zona armatei. Alt aliat era fratele său, Nicolae, care dorea să nu se mai ocupe de politică, să nu mai fie amestecat în viața publică, preferând exclusiv o viață particulară. Mai dorea să se căsătorească, ca și Carol, să facă o căsătorie morganatică cu văduva Săveanu, Doliti. Ori pentru asta, întoarcerea lui Carol era prima condiție. Carol mai avea sprijin și printre politicieni. Iuriu Maniu și Ion Mihalache nu priveau cu ochi răi întoarcerea lui Carol. Ar fi fost un aliat împotriva liberalilor, știuți adversari ai restaurației. Sunt apoi intelectuali influenți amestecați în politică, precum Nicolae Iorga, Octavian Goga și Nae Ionescu. Liderii PNC au făcut prima tentativă serioasă de a-l readuce pe Carol în țară. În 18 martie 1928 are loc un meeting la București. Aici se cere insistent demisia guvernului condus de Vintilă Brătianu. Liderii PNC hotărăsc organizarea unui alt meeting de mari proporții la Alba Iulia pentru 6 mai.
Era vorba de a reedita Marea Adunare din 1 decembrie 1918 și ceremonia încoronării din 1922. Substratul acestui meeting era de fapt readucerea în țară a lui Carol. 20.000 de manifeste cu o proclamație către țară a lui Carol urmau să fie aruncate din avion. Cei 100.000 de participanți trebuiau să îl aclame ca rege pe Carol, așa cum proclamaseră unirea în 1918. Regele trebuia să aterizeze din avion chiar în timpul desfășurării mitingului. Apoi cei 100.000 trebuiau să pornească într-un marș până la București. Sub această presiune, guvernul trebuia să demisioneze, iar regența să îl recunoască rege pe Carol. Carol a părăsit Parisul și Franța la 28 iulie, a trecut în Anglia, unde spera, datorită înrudirii sale cu familia regală, să poată organiza plecarea în România. Tentativa eșuează. Guvernul britanic, sesizat de cel român, îi cere lui Carol să părăsească țara. Cele două avioane închiriate pentru a face zborul în România sunt rechiziționate. Manifestele sunt și ele confiscate. La Alba Iulia, mitingul are loc așa cum a fost planificat. Se țin discursuri antiguvernamentale, dar surpriza nu se produce. Carol se întoarce în Franța, la Neuilly. Reședința sa din Paris devine locul intrigilor și manevrelor care pregătesc reîntoarcerea sa la București. La 3 noiembrie, cabinetul lui Vintilă Brătianu demisionează. Câteva zile mai târziu, Iuriu Maniu devine prim-ministru. De această schimbare se legau multe speranțe. Pentru Carol, situația era complet diferită. Când renunțase la tron, dăduse presii declarații unde se arăta hotărât să trăiască în străinătate ca simplu particular. După moartea regiului Ferdinand și a lui Ionel Brătianu, după venirea la putere a lui Iuriu Maniu mai ales, atitudinea lui Carol se schimbă. El arată intenția de a se întoarce, de a servi țara, de a-și revendica drepturile. Era numai o chestiune de timp ca lucrul să se și producă. În fond, Carol este un ambițios. Fusese educat să domnească chiar de Carol I. De ce să rămână un simplu particular când un tron era vacant, îl aștepta? Spre deosebire de fratele său Nicolae, membru al regenței, Carol era pasionat de politică. Nu se imagina pentru restul vieții ca spectator la cursele de mașini, răsfoind clasoare de timbre. Luase decizia să își recapete tronul, să fie rege, să aibă putere. Până în 1927, regele Ferdinand, Ionel Brătianu, Barbu Știrbei fuseseră obstacole prea puternice pentru Carol. Nu existau circumstanțe favorabile. Ele apar în 1930, când criza economică și politică cerea o schimbare. Populația își pune speranțele în revenirea lui Carol. Regența era prea slabă și divizată, forțele politice la fel. Intrigile de la Paris luaseră amploare. Politicieni influenți și șefi militari erau înțeleși cu Carol să îl sprijine în cazul unei întoarceri. Trebuia așteptată apariția unui moment favorabil. Clipa cea mare pentru el apare la începutul verii 1930. Nu are un plan bine stabilit. Nu știe dacă va fi din nou rege sau va primi un loc în regență. Știe însă că există un curent favorabil pentru el în țară și vrea să îl exploateze. Există un singur risc, să fie expulzat. Pleacă cu mașina de la Paris până la München. Aici închiriază un avion Farman cu două locuri și decolează. Aterizează la Cluj. Aici ia un alt avion și ajunge seara la Băneasa. Complotiștii îl așteptau după amiază la 5, dar a întârziat și ei au plecat. Carol este întâmpinat numai de comandantul aeroportului. Într-o mașină ajunge la Palatul Cotroceni. Aici se întâlnește cu prințul Nicolae, care îl așteptase mai devreme la Băneasa. Vestea că s-a întors bulversează mediile politice. Zvonurile umplu repede București. Iuriu Maniu, prim-ministru la acea dată, era la curent cu intenția lui Carol de a reveni în țară, dar îi amintește condițiile pe care îi le pusese. Carol să fie membru al regenței, să se împace cu Elena și mai ales să nu o aducă în țară pe Elena Lupescu. Carol, formal, acceptă. E foarte straniu cum un politician detalia lui Maniu, care a înfruntat cu atâta, care s-a opus cu atâta fermitate împărăției, adică administrației austro-ungare și în special administrației ungare, care la Arad, în 1918, în octombrie, când
Guvernul de la Budapesta i-a propus, domnule, o largă autonomie, orice, numai să rămâneți în cadrul regatului Ungariei, care s-a reproclamat acum. A zis nu, despărțire totală. Omul care a organizat gărzile militare românești la Viena în 1918, în sprijinul guvernului austriac. Deci era un om politic versat și care știa că politica e când la dreapta, când la stânga, este arta compromisului. Nu e numai arta posibilului, este arta compromisului. Ei bine, aici a rămas inflexibil. La Palatul Cotroceni se înregistrează un adevărat pelerinaj. Palatul, de altfel, este înconjurat de un regiment de fideli adus de prințul Nicolae. 7 iunie, dimineața, Carol, față de Ion Mihalache și Grigore Iunian, dovedește cu totul alte intenții. Cere să fie încoronat rege. Cei doi sunt de acord. Iuliu Maniu convoacă regența, care nu e de acord, și cere să aibă o întrevedere cu Carol. Carol cere din nou să fie proclamat rege. Este chemat primul ministru Iuliu Maniu. Patriarhul Miron Cristea și Iuliu Maniu declară că au jurat credință regelui Mihai. Primul ministru Maniu convoacă Consiliul de Miniștri. Maniu e de părere. Carol să fie proclamat regent și după vreme să fie proclamat rege. E susținut de Magiaru și Vaida Voievod. Mihalache și Iunian susțin proclamarea lui Carol rege imediat. În timpul ședinței, la guvern, apare o delegație de 30 de parlamentari PNC care cere proclamarea lui Carol rege. Maniu acceptă. Deja lucrurile îi scăpaseră de sub control. Rolul lui în aducerea lui Carol este însă mare. Până în acest punct, el fusese omul de decizie. Carol, susținut de armată, face propriul lui joc, iar printre politicieni, ca și în regență, e dezbinare. Unii se gândesc că susținând pe Carol vor face carieră, alții că vor avea sprijin politic din partea sa și îi vor înlocui pe liberali din grațiile curții regale. Carol a jucat această carte, a promis, a dat asigurări, s-a angajat. La țărăniști, părerile sunt împărțite. La liberali, la fel. Vintilă Brătianu și Ighe Duca sunt împotriva restaurației. Gheorghe Brătianu este favorabil ideii. Carol, în dimineața de 7 iunie, în vreme ce guvernul era întrunit, se vede la Cotroceni cu Averescu, Prezan, Anastasescu, generali influenți în armată, care își dau acordul. La fel, Octavian Goga, Constantin Argentoianu, doctorul Nicolae Lup. Liberalii se întrunesc de urgență. Vintilă Brătianu, șeful PNR, după moartea fratelui său, se opune restaurației și spune presei că PNR va refuza orice conlucrare cu Carol. Declarația favorabilă lui Carol duce la excluderea lui Gheorghe Brătianu din PNR, care fondează alt partid. Liberalii se scindează. Iuliu Maniu își dă demisia. G.G. Mironescu devine prim-ministru cu sarcina de a instala pe rege. Primul act al guvernării este anularea deciziei din 4 ianuarie 1926 și a punctelor 6 și 7 din statutul casei regale, prin care Carol își pierduse drepturile la tron. Regența se autodizolvă. Se văd de obicei regi detronați de fiii lor. Carol îl detronează pe propriul său fiu, care devine voievod de Alba Iulia, un titlu creat pentru această situație. Una dintre primele griji este pentru Carol să își reîntâlnească fiul pe care tocmai îl detronase. Carol vine el în palatul din șoseaua Chiselef. Regele Mihai își amintește. Știu că a venit acolo într-o dimineață. Mama mea era cu principesa Elisabeta și cu prințul Nicolae către ferestrele care dădea pe șoseaua Chiselef. Și vedeam acolo că e ceva care se petrece, vreau să știu exact ce. Și singurul lucru care m-a luat aminte, când a intrat tatăl meu acolo, m-a luat către un fotoliu și vrea să uita la mine. Și eu m-am zis, pentru mine era o persoană total necunoscută. Dar din simțământul ăsta, cum spusesem înainte, simțeam eu că e ceva care nu merge bine. Și cum să spun, eu încercam să mă retrag puțin, să nu fac niciun fel de abate, niciun fel. Asta e cam tot ce m-am adus aminte în ziua când a venit el atunci la casa acolo. Și știu că mama mea era buciumată teribil și chiar plângea
Asta îmi țin minte foarte clar. Dar mamă, de asta în jur, nu. 8 iunie cade într-o duminică. Se convoacă Parlamentul. Grigore Ionian prezintă propunerea anulării deciziilor din 1926 și declară pe Carol Rege sub titlul de Carol al II-lea. Se trece la vot. 485 bile albe, una neagră. Liberalii au absentat. Carol este invitat să jure pe Constituție. Își prezintă programul și este aclamat de lumea din sală. Vintile Brătianu publică un manifest către țară în care spune că s-a făcut o lovitură de stat. Emoția e mare, lucrurile pot degenera, armata este mobilizată în cazări, pregătită să intervină. Ea a fost unul din elementele de sprijin ale lui Carol în actul restaurației. Altul a fost primul ministru Iuriu Maniu, care spera, cunoscând resentimentele lui Carol pentru liberali, pentru brătieni mai ales, să aibă un sprijin puternic la rege. Societatea românească și-a pus mari speranțe în Carol. Era popular, iubit, în armată mai ales. Unii îl vedeau ca pe o victimă a intrigilor de la curte care îl îndepărtaseră de țară. Chiar el acreditase ideea. Regina Maria, Ionel Brătianu și Barbu Știrbei erau făcuți responsabili. Se spera că odată ce regele s-a întors, lucrurile se vor îndrepta. Economia românească era în plină criză. Lumea aștepta să se termine confuzia de la vârf, unde regența era departe de a stăpâni situația. Toate aceste speranțe se îndreptau spre tânărul rege Carol al II-lea. Guvernul condus de G.G. Mironescu își dă demisia la numai 5 zile de la formarea lui. Iuriu Maniu se întoarce ca prim-ministru, post pe care îl părăsise cu nicio săptămână în urmă. Va demisiona la rândul lui peste 2 luni, când va afla că Elena Lupescu s-a întors în țară. Era limpede că regele Carol i-a manipulat și pe adversarii și pe susținătorii lui. Și-a încălcat pe rând toate angajamentele. Era dornic să conducă România, dar nedispus să facă sacrificiile cerute de poziția unui adevărat rege. Va domni 10 ani până în septembrie 1940. Carol rămâne un personaj controversat, a cărui memorie este și astăzi disputată. Au fost 10 ani de succese economice, de prosperitate, dar și de eșecuri. S-a vorbit despre corupția regimului său sau chiar de a sa proprie. S-a speculat îndelung pe marginea poveștii sale cu Elena Lupescu, pe care s-a grăbit să o aducă în țară de cum s-a așezat pe tron. Carol era atras de ceremonii, de uniforme, îi face plăcere să organizeze parăzi, îi plăcea să poarte uniforme fanteziste pe care le concepea singur, să oblige în același timp armata, apropiații săi, să le poarte. Unii au spus că a fost singura lui preocupare ca rege. De ce s-a întors Carol în România? Din rațiuni financiare? Posibil. Fondurile alocate în anii 1925-1930 nu erau deloc pe măsura pretențiilor lui. Ca rege, se putea bucura de fastul pe care îl dorea. Cât a fost rege, a făcut o mare avere din care a trăit mai târziu în exil. Din rațiuni politice, el nu pare să fie avut un plan pentru România. Vreme de 10 ani s-a străduit să diminueze rolul partidelor, al Parlamentului și al Guvernului. A dorit nu numai să domnească ca un rege constituțional, dar să și guverneze, să stăpânească. Democrațiile europene se găseau într-un declin vremelnic. Vremurile se anunțau tulburi, nu numai în România. Pretutindeni.